și pastul ăla, Mica, unde e? Eu am luat de Mica cu el. Dar tu ce cu dai noroc? El e și cu meu. George, zi. Să trăi, George. Dan Cristobă. Mai încercăm o dată? Hai să mai încercăm o dată. Hai. George, știu, Colinda, cu domn să înălțăm, știi cât de frumoasă e și uite, te ajută și fetele mele, că Ana are o voce, acum ce o pune valoare. Cum te cheamă pe tine? George. Și mai cum? Chirozegea cu tonel. Bravo, să crești mare. Și Ramona este sora lui Mică. Începem? Ia să vedem. Ce Colinda ne spune? A, ne spui George, Colinda, mai tare ca să te ajute și... Cât de mare este Bradu? L-ai scupit și mie? Unde e cealaltă? Păi dă-mi și pe aia. Acum. Dă-mi eu și pe aia la altă mică, unde e? Acum cu aceea. Dar tu ce cu dai noroc? El e și cu meu. George, zi. Să trăi, George. Dan Cristobă. Nu vreau să trec cu vederea faptul că Dan Cristodor Bebe, așa cum o știm cu toții, a fost omul care a fost alături de mine și care a avut încredere în mine. Pentru asta i-am mulțumit atunci, îi mulțumesc și astăzi în fața dumneavoastră și sper că acolo sus, unde este el, să fie din ce în ce mai bine și să ne vegheze așa cum a făcut-o întotdeauna. Dragi colege și colegi, Dan Cristodor Bebe, cum îl știam noi, merită pentru tot ce a făcut pentru organizația noastră și pentru județul nostru să îl cinstim așa cum se cuvine și să ne amintim mereu de el. Meseria lui, sigur, în politică a intrat mai târziu, deci un om de suflet, un om de mare caracter, la fel și mama, familia, deci o familie deosebită, un om de mare ținută și viitor a trebuit să acordăm, vă spun titlul, în viață cât trăiește omul, că după ce moare, sigur, este bine și atunci, dar totul este bine să ne gândim la niște valori care le are municipiul și județul, să acordăm aceste titluri în viață, să bucure cu adevărat și familia și Dumnezeu să-L odihnească. Nici eu nu pot, vă spun, parcă sunt zguduit de apariția Lui. Dumnezeu să-L odihnească și condoleanțe familiei. Dumnezeu să-L ia. Cu toate că mi-este foarte greu să vorbesc de cel care mi-a fost prieten, coleg, atâtea ani, coleg de bancă, aici, în sala aceasta, aș vrea să spun câteva cuvinte despre omul Daniel Jean Cristodor, un om responsabil, serios, dedicat, implicat în tot ceea ce înseamnă viața comunității noastre, un prieten adevărat pentru toți cei care l-au cunoscut și au fost alături și care consider eu că merită din plin acest titlu de cetățean de onoare al municipiului nostru. De prieten ce pot să spui? Noi am crescut împreună, am început să facem politică cam în aceeași perioadă și am construit împreună. Prima dată dânsul a fost Dan, al nostru Bede, da? A fost președintele organizației municipale. În momentul în care el a preluat organizația județeană, eu am preluat organizația municipală, deoarece eram și prim vicepreședinte, președinte executiv la organizație. Am construit, s-a văzut că am putut să construim bine, pentru că am avut o comunicare eficientă, am câștigat alegeri, viața
Dumnezeu așa a vrut să se întâmple. N-am mai putut să mai fie alături lângă mine în 2016, pentru că în momentul ăla s-a îmbolnăvit. Dar, dacă era lângă mine, cu certitudine, câștigam și Călărașul. Despre omul Dan Eugen Cristodor, ce putem spune? Cum ne aducem aminte de dumnealui? Păi, sunt foarte multe să vorbești de Bebe. Pentru că pentru noi era Bebe Cristodor, era un prieten, era un om de onoare, era un om de cuvânt și e foarte greu să vorbești la momentul ăsta când nu mai este să-l descrii. Dar cu certitudine el va fi, este și va rămâne în sufletul nostru. O comparație între trecut, prezent și intenție de viitor, ceea ce a vrut Bebe, într-adevăr, se înfăptuiește acum la PSD Călăraș? Deci așa cum ne-am dorit tot timpul să câștigăm localele, să câștigăm tot ce înseamnă alegeri în județul Călăraș, ca și municipiul Călăraș, ce a gândit Bebe, ce am discutat cu Bebe la momentul respectiv, a început să apară rezultatele, sper în continuare, așa cum își dorea și el, să fim o echipă, o echipă unită, pentru că numai împreună, numai în unitate putem să câștigăm tot ceea ce ne-am pus în gând atunci și acum. Ne aflăm la sediul PSD Călăraș, unde avem plăcerea să discutăm cu domnul președinte, dr. Dan Eugen Cristodor. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, domnule Porlaga! Cum vede PSD o reformă a partidului în teritoriu? La organizația județeană, bine, cât și la organizația națională PSD, e total reformat, cel puțin la nivel de conducere al organizației județene, cât și municipale. Sunt oameni care nu au făcut parte din conducerea partidului cu ceva timp în urmă. Suntem o echipă tânără care ne-am propus să ne atingem anumite țeluri și, într-adevăr, să îi reprezentăm cu adevărat pe oameni în administrația publică locală. Eu sunt foarte mulțumit de echipa pe care am format-o în jurul meu. Deja am identificat candidați atât la nivel de municipiu Călăraș, cât și în județ, oameni care am încercat să identificăm, oameni care nu prea au avut de-a face cu statul până acum, oameni care s-au făcut cunoscuți prin prisma profesiilor lor, prin prisma meseriilor lor și, în primul rând, care nu au mers sau s-au perindat de la un partid la altul. Un subiect sensibil de presă este activitatea Consiliului Județean. Dumneavoastră, cum apreciați activitatea acestuia până în prezent? Au fost discuții privind numirea domnului Popescu Haralambie sau discuții nefinalizate în executivul Consiliului privind detajul lipsa al bibliotecii? Ce ne puteți spune? După cum știți și știm cu toții, în Consiliul Județean se conduce dictatorial. Consiliul Județean, până să ajungem la urcarea unui consilier județean, ar trebui să ne îndreptăm atenția către cum gestionează aceștia bani publici. Uitați-vă la contractele cu Mix Music. Sunt milioane de euro pe care an de an Consiliul Județean îi dă acestor societăți tip Mix Music, care, după părerea mea, fac campanie de zilele comunelor și tot timpul ei sunt prezenți numai în comunele PNL. O altă neclaritate și o nemulțumire majoră pe care eu personal o am vis-a-vis de cum se investește în spitalul județean Călăraș, pentru că este sub directa conducere, să spun așa. Dacă dumneavoastră sau cetățenii, locuitorii județului Călăraș, sunt mulțumiți de cum sunt tratați, cum sunt primiți și cum arată spitalul județean Călăraș, mi se pare că suntem în urmă cu cel puțin 50 de ani. Am avut ocazia, pentru că mama mea este medic, să merg pe spital și de mic copil. Vreau să vă spun că pe vremea Ceaușescu, spitalul județean Călăraș arăta de cel puțin 10 ori mai bine decât arată acum. Acum e o debandadă totală. An de an să investesc bani în acel spital. Nu știu pe unde să duc acești bani sau în ce sunt investiți, că cu ochiul liber noi nu vedem nimic. În final, ce transmiteți, domnule președinte, călărășenilor, înainte de campania electorală? Ce le puteți spune? Înainte de campania electorală,
Eu zic ca oamenii să se ducă la vot, să meargă în număr cât mai mare, să voteze cu sufletul deschis și așa cum le dictează propria conștiință, să nu se mai lase influențați de diferite persoane care până la urmă le promit marea cu sarea, iar ulterior observă că nu primesc nimic. Sper să voteze de această dată cu sufletul, să deschidă bine ochii, pentru că vor fi reprezentați încă 4 ani, dacă nu votează cum trebuie, de oameni care nu îi reprezintă. Vă mulțumim pentru interviu și vă dorim succes în alegeri. Am votat pentru schimbare până la capăt, am votat pentru binele nostru, pentru binele copiilor noștri, am votat pentru o Românie puternică și unită.